Ce fac arheologii când afară plouă? Spuneți-mi, vă rog. Deci, de data asta avem privilegiul de a lucra într-un turn, mai exact în capcana de intrare, din turnul de intrare, la adâncime de circa 5 metri și asta ne păzește de ploaia care curge atât de insolit și mocănească, să o numim pe nume. Lucrările merg în pași cadențați. Ce noutăți și descoperiri poate recent în aceste zile? Ne-am mirat că la nivelul ăsta de 460 am găsit giuvelii, am găsit monede de la începutul secolului 16, probabil și la sfârșit de 15 urmează numismații să se pronunțe asupra identităților, deci perioade de batere, de emitere, dar scopul nostru este să vedem cât de adânc a fost amplasat fundul capcanii sau a gurii de lup pe care am descoperit și este o surpriză pentru noi, pentru mai multă lume, care bănuiam anterior că există o capcană, dar nu a fost cercetată și asta ea ne aduce cel practic majoritatea pieselor de inventar a ceramicii de import, am identificat în această groapă de lup. Dar cred că mai multe precizări de poate face colegul meu, doctor Ion Ursu. Coborâm la el. Da. Aproape la 5 metri adâncime, urmează, după cum vedem, încă un strat. Nu știm ce surprize poate să ne ofere această construcție, această, așa zis, gură de lup sau capcană. Ce este important pentru noi, atât materialul arheologic, cât și straturile culturale, pentru că aici am identificat mai multe niveluri de construcție a cetății, reflectate prin mortarul căzut de pe ziduri la anumite etape de construcție. Ceea ce e foarte important pentru datarea cetății, dar și pentru stabilirea perioadei de construcție. Aici este foarte clar vizibil, cetatea s-a construit o perioadă mai îndelungată. Urmează să stabilim care ar fi cu aproximație această perioadă, însă a durat cât mai mult de 10 sau 20 de ani. Între aceste straturi de mortar au fost găsite și ghiulele, ceea ce indică că la o anumită etapă, când cetatea încă nu era gata, oricum aveau loc anumite conflicte, lupte, fiind atacate din afară sau poate aparțin aceste ghiulele apărătorilor din cetate, însă ele erau utilizate pentru, deja avea scop militar, chiar și într-o fază incipientă de construcție, pentru că cât este foarte masivă, foarte importantă și a putea fi utilizată și la 3, 4, 5 metri a zidurilor, ceea ce este demonstrat prin descoperirile noastre, anume din complexele închise. Asemenea situație avem și în turn, în turnul 1 care l-am cercetat în 2012, deci avem mai multe dovezi acestei ipoteze care urmează să o dezvoltăm și poate cu cât de cât aproximație să stabilim această cronologie. De exemplu, zona în care suntem ar putea fi un secol aproximativ, cu perioada asta, partea asta a fost făcut cam pe atunci sau după vestigiile care au fost găsite, sau încă e prematur? Cu aproximație, deja cunoaștem care ar fi secolul, da, conform monedelor care ne ajută să datăm cât de cât precis. Cam știm care ar fi perioada de începere a construcției, urmează să stabilim și cât de mult timp s-a construit această cetate. Și cam care ar fi perioada? Începutul secolului 16 până la mijlocul secolului 16. Acum, ca să spunem așa, la etapa asta, ca ipoteză de lucru. Asta pentru cei care cunosc mai puțin istoria, 1500 plus. Da, 1540. Activăm în cadrul Muzeului Național de Istoria Moldovei
Și după săpăturile din anul 2019, soroca ne-a chemat înapoi. De această dată nu la săpături direct, dar cum vedem, cifrăm ceramica. Și anume fragmentele de ceramică care sunt descoperite în cadrul săpăturilor sunt puse grămadă într-o pungă, după care noi le scoatem, le cifrăm conform datelor de pe această foiță, adică orașul, anul în care a fost făcută săpătura, stratul, groapa și adâncime deja. Am mai vorbit anterior, descoperirea acestor elemente arhitecturale la cetatea Soroca, în gura de lup sau în capcană, a fost marea surpriză noastră. Marea surpriză pentru că s-au găsit circa 20 de pietre întregi, fragmentare, cu semne înscrise în paleoslava bisericească, cu semne ale crucii, cu canturi de la pervazuri de geamuri sau de la uși și evident sunt piese care au fost aduse, căzute de la diferite înălțimi, probabil de așa dacă ne uităm la intrarea de la etaj în turn, deci părțile laterale sunt înnoite în procesul restaurării. Deci probabil că unele au căzut de la această înălțime. Așa cum ele sunt dintr-o piatră rocă moale, pe ele au fost incizate mai multe semne, chiar și texte, unele din ele le-am văzut, le-am citit și e o mare descoperire pentru noi. O să avem timp de lucru în laborator pentru a le cerceta, pentru a le descifra și a le include în circuitul științific. Și ce este foarte important, în circuitul muzeistic. Deci Soroca va fi al doilea centru după Chișinău care va avea un lapidariu. Deci ele vor fi expuse atunci când va fi creat acest centru expozițional sau sală expozițională. În una din sele vor fi expuse aceste cărți, adevărate cărți ale istoriei noastre, în piatră, carte în piatră, și vor atrage și mai mult atenția asupra istoriei cetății pe care încercăm noi prin aceste mici sondaje să o redescoperim, să o includem în circuitul, să rescriem istoria cetății care cunoaștem până recent se considera că a fost edificată de către Petru Rareș la mijlocul secolului al XVI-lea. Acum avem documente certe, monede mult anterioare, deci avem monede de la Bogdan al III-lea, 1504-1517, avem monede de la Ștefăniță, nepotul lui Ștefan cel Mare, 1517-1527, dar, și mai important, avem câteva monede otomane de la sfârșitul secolului XV. Încă nu am găsit monede de la Ștefan cel Mare, pentru că am vorbit și anterior, una din ipotezele noastre că cetatea a fost proiectată, planificată încă pe perioada lui Ștefan cel Mare, dar din cauza situației politice, militare complexe, de la sfârșitul secolului XV, s-a început probabil că edificarea ei pe locul cetății vechi de lemn și pământ, dar a fost finalizată de către fiul lui Ștefan cel Mare, Bogdan al III-lea, Ștefăniță al IV-lea și probabil că Petru Rareș a finalizat prin lemnăria din interior sau deasupra, pentru că avem această scrisoare adresată meșterului la Bistreța, prin care el cere un meșter pentru lucruri la cetate de la Soroca. Deci cetatea de la Soroca, iată, ne aduce noi informații atât de importante pentru a reconstitui istoria cetății de la Soroca, cetății lui Ștefan cel Mare, cum o numesc, toți sorocenii și nu numai sorocenii, dar și istoria noastră a românilor din Basarabia.